Astăzi aflăm care produse din patiseria Mega Ema sunt cele mai bune ca tu să nu ți rosești banii și să știi întotdeauna de ce să te ferești. Hai la cumpărături! Ajungi la Mega, am luat tot ce am găsit, printre care o brioșă cu multă ciocolată, pateu cu extra mozzarella, gogoașă cu M&M și inclusiv o pizza pe care sunt super curioasă să văd dacă e mai bună decât cea de la alte supermarketuri. Avem aici toate produsele și vom începe cu domnul Covridog. A costat 2,94 și uite-te la el cât de bine arată. Are foarte mult susan și e bine rumenit. Chiar sunt curioasă cum se va compara față de restul pe care le-am mai încercat, așa că hai să-l gustăm. Bloopy are un arat foarte pufos și extrem de fin. Nu este exagerat de săraci, ce îmi place cel mai mult la el sunt semințele de susan, deoarece, uite, vezi cât de bine sunt rumenite, iar cremvâștul este bine condimentat, se simte că au folosit unul de calitate, are un raport calitate-preț foarte bun, așa că o să-i dau nota 9. Dar o să vedem mai încolo cum o să se descurce pizza și domnișoara brioșă cu extra ciocolată. Dar până atunci continuăm cu croissantul cu multicereale. E destul de mare și îmi place că nu au fost gârciți la capitolul cereale. Este un croissant pufos, uite cât de bufiluf este și în același timp nu e uscat și este super crocant. Cât despre cereale, îmi place că există varietate, are semințe de susan, semințe de in și prin interior chiar și semințe de dovleac, care per total sunt super gustoase și merg foarte bine împreună. Având în vedere că altul e reușit și are multe cereale, o să-i dau nota 9 din 9. Hai să ne punem lăbuțele pe ceva mai fancy. Ținând cont că este ceva fancy, este clar domeniul meu, așa că hai să gustăm împreună acest foietaj cu brânză și roșii. Arată destul de ok, din punctul meu de vedere în partea aceasta este puțin prea rumenit, nu are o culoare uniformă aurie, dar hai să vedem dacă la capitolul gust mă va da pe spate exact cum o face Victoria's Secret de fiecare dată. Are un aluat foarte interesant, îmi place că se văd extrem de bine straturile, are o aromă extrem de plăcută de unt, care mă duce așa cu gândul la un croissant franzesc pe marul Senei. În ceea ce privește brânza, foarte cremoasă, se simte extrem de bine aroma ei, iar roșia nu este o roșie acritură, exact cum sunt unele modele în ziua de azi, este o roșie dulce, aromată, foarte, foarte plăcută. Per total, mi se pare că au combinat elementele foarte bine împreună, o să-i dau nota 9,5. Acum trecem la un clasic și avem merdeneaua, care a costat 3,59, aproape cât merdeneaua de la Luca, care costă 4 lei și o vom tăia să vedem câtă brânză primești. În partea asta e mai puțină brânză decât în partea asta, dar arată destul de bine. Nu mă așteptam să aibă totuși atât de multă umplutură. Hai să vedem cum o să fie aluatul și, cel mai important, dacă brânza asta va fi extrem de sărată sau nu. Aluatul este foarte subțire, îmi place că nu au exagerat cât să simți doar aluat, dar în același timp nu prea are niciun gust, nu e sărat, are o tentă ușor uleioasă, cred că au folosit margarină, în niciun caz unt, ceea ce ar fi fost ok dacă nu ar fi costat 3,59 lei. Iar la capitolul brânză, cred că e decent, n-are nici prea multă brânză, dar nici prea puțină, însă brânza e destul de sărată și mă așteptam să aibă textură mai cremoasă, să mă ia în brațe atunci când o mănânc. În schimb, e așa, ca un taximetrist care se uită urât la tine. Ești gata să dau amândoi nota? Da, sunt gata. A, 3, da. 1, 2, 3, 6. Deci media este 6,5, iar noi trecem la gogoașa cu ciocolată. Așa arată gogoșica și costă 3 lei și 14 bani. Hai să vedem dacă are și umplutură înăuntru. Ne pregătim să o măcelărim. Bloopy? Atunci când măcelărești, tu zici Bloopy. Ok, deci e o gogoașă simplă care are glazură de ciocolată albă și ciocolată cu lapte pe deasupra. La prima vedere pare super pufoasă. Hai să o gustăm. Aluatul nu este super dulce și uite ce textură pufoasă și frumușică are. Ceea ce privește glazura, este într-un strat destul de subțire, uite, poți să vezi aici, și mi-ar fi plăcut să fie un pic mai groasă, să se simtă mai bine, dar per total este o cocoașă clasică, pufoasă, cu ciocolată, nimic deosebit la ea, așa că o să-i dau nota. Acum avem plăcinta dobrogeană cu brânză, care a costat 3,59 lei. Uite cât de frumos este rumenită. Hai să vedem cât de multă brânză va avea. Norocel! Wow. Are un aroat foarte interesant, ai auzit cât de bine am făcut crunch, îmi place că nu este foarte sărat, se simte așa o aromă subtilă de unt, iar brânza are o textură cremoasă, exact așa cum ar trebui să fie. Mi se pare una dintre plăcintele dobrogeană
curățenie bune, au și aluat, dar și umplutură reușite, așa că o să-i dau nota 8,5. Până la brioșa cu extra ciocolată, o vom încerca pe cea cu ciocolată albă. Oh, astea cred că sunt merișoare în interior. Chiar are potențial, sper să nu mă dezamăgească, așa că Blue Beat la interior are merișoare și bucățele micuțe de ciocolată albă care ți se topesc în gură și sunt geniale. Aluatul nu e genul acela de aluat nașpa și uscat, ci este super pufos, umed, efectiv e divin, îmi place foarte mult. Chiar îmi place, o să-i dau nota 9,5. Dacă asta e atât de bună, chiar sunt curioasă dacă cea cu ciocolată va fi de nota 10. Poate te întreb ce este acest baby croissant. Ei bine, este un croissant cu brânză de capră și cred că are foarte multe condimente prin interior, însă ei n-au specificat. Hai să gustăm să vedem câtă umplutură are și care-i treaba cu condimentele din aluat. Chiar nu mă așteptam la aroma asta. Este foarte ciudat și interesant în același timp. Aluatul de croissant are rozmarin și oregano prin el, ceea ce instant m-a dus cu gândul la pizza. E ca și cum ai combina aluat de pizza cu croissant. Iar la interior are o cremă de brânză de capră cu extrem de mult oregano și rozmarin. Dacă nu ești fan al acestor condimente, nu încerca asta pentru că este un croissant extrem de intens. E genul de croissant care ori îți place, ori o să-l urăști efectiv, așa că o să-i dau nota 7. Mergem mai departe la milkul cu vanilie și stafide. Descrie-l în 3 cuvinte. Aluat bun, cremă inexistentă, dar multe stafide. O să-i dau nota 7. Continuăm cu ceva rotund care mă duce cu gândul la pizza de la sfârșit și avem o plăcintuță cu brânză feta care a costat 4,64 lei. Hai să băgăm la bortici. Are destul de multă brânză, iar textura acesteia e foarte interesantă. E cumva cremoasă, dar în același timp are și câteva bucățele mai mari de brânză prin ea. Îmi place că nu este exagerat de sărată și are o aromă foarte plăcută de ulei de măsline, care parte duce așa puțin cu gândul în Grecia. Aluatul este crocant, dar ce mă deranjează este că acesta este destul de gros și atunci când muști, prima dată simți aluatul, iar apoi lovește brânza. Cred că puteau să-l facă un pic mai subțire, dar per total este o plăcintă bună, așa că o să-i dau nota 8,5. Ceea ce mai departe la ceva foarte arătos și anume foietajul cu ciocolată, care a costat 2,69 lei și uite cât de bine arată. L-am tăiat ca să vezi mai bine și uite cât de puțină ciocolată are pe cât de bine arăta pe deasupra. Dar ce m-a deranjat cel mai tare la el a fost aluatul. Este un aluat foarte uscat. Atunci când îl muști, efectiv e ca și cum ai mușcat din hârtie. Per total nu are nici ciocolată. Au greșit și aluatul. Totul e greșit la el, așa că o să-i dau nota 4. Continuăm cu două croasante, ambele cu unt, însă forma este diferită. O să le gustăm pe ambele ca să vedem dacă mai diferă și altceva. Ambele sunt diferite chiar dacă amândouă sunt cu unt. Croasantul dolofan are o textură mai densă, pe când cel slim este mai aerat și un pic mai fin. Ambele au aromă plăcută de unt, nu artificială și au o textură pufoasă, dar și crocantă în același timp, așa că o să le dau nota 8,5. Avem aici o gogoașă mai funky, de culoare verde, care este cu lămâie și a costat 4,49 lei. Sper să nu mă fac verde pe limbă după ce o mănânc. Pe lângă glazură are și o cremă, ambele cu aromă de lămâie. Glazura are gust de ciocolată albă combinată cu puțină aromă de lămâie. Îmi plac aceste bucățele super crocante de deasupra, care cred că este zahăr cu aromă de lămâie, practic dublu lămâie. Iar crema are o consistență foarte fină. Este o cremă bună de lămâie, puțin acrișoară, dar și puțin dulce, exact cum ar trebui. Per total este o gogoașă echilibrată, livrează foarte bine aroma promisă, adică poftim lămâie. O să-i dea nota 8,8. Mai avem doar câteva produse până la faima asta noastră pizza și dolofănica brioșă cu extra ciocolată. Luăm strudeluri cu brânză dulce și stafide. Arată foarte bine, e destul de mare și uite cum îi dă umplutura pe afară, ceea ce pare un semn bun, sper să mă dea pe spate. Pot spune că nu m-a impresionat cantitatea de brânză, dar nici nu m-a îngrozit. E ok, umplutura de brânză are o aromă foarte plăcută, se simte vanilia, care chiar este o aromă foarte reușită în cazul acestui strudel. Mi-ar fi plăcut să aibă mai multe stafide, e una aici și una abia pe la jumătatea strudelului. Ce era strudel cu brânză și stafide, dacă sunt atât de puține stafide? Aluatul este clasic de strudel, într-un strat destul de subțire și este gustos, așa că o să-i dau nota 7,5. Urmează foietajul cu ciocolată, care a costat 3,59 lei.
99 are o formă interesantă. E ceva unic în felul lui. Hai să vedem dacă o să fie unic și la gust. Aluatul seamănă cu cel de croissant, are o aromă foarte intensă de unt și în același timp este super crocant. Uite ce margine crocanțică și drăguță are. În interior are o cremă de vanilie care mă duce cu gândul la budincă, dar nu este o budincă rea. Dacă îți place ciocolata amară, foietajul ăsta este pentru tine. O să-i dau nota 8. Acum gustăm plăcintă cu mozzarella, care a costat 4,49 lei. La prima vedere pare să aibă super multă mozzarella topită pe deasupra. Așa că sunt curioasă dacă o să aibă și în interior. Uite cât de bine arată aluatul, super pufos. Norocel! Aluatul este interesant, mă duce cu gândul la pateuțele cu brânză, este pufos, dar în același timp cu o crustă super crocantă. Ce mi s-a părut foarte interesant este că în interior, uite, o să-ți și arăt să vezi, crema este condimentată cu piper, ceea ce nu întâlnești foarte des într-o plăcintă cu brânză, iar gustul este destul de surprinzător, puțin picant în același timp și merge foarte bine cu brânza mozzarella. O să-i dau nota 8,5. Avem ultimele 4 produse, pizza, gogoșica cu super multă ciocolată, covrigerul cu mere și gogoșica cu M&M. Gogoșica asta mă cheamă la ea, așa că hai să o gustăm. Aluatul este clasic, fără umplutură și are o aromă foarte plăcută de vanilie. Partea fenomenală este glazura, care are la bază o glazură din zahăr cu puțină vanilie, iar pe deasupra foarte multe bucățele de M&M's care sunt tăiate pentru o consistență foarte interesantă și extra crocantă. Merg foarte bine împreună, e ca și cum ai mâncat ceva pufos, un punch de extra crocanțime, așa că o să-i dau nota 9. Acum avem foietaj cerc cu mere care a costat 3,24. Arată foarte bine, un pic cam prea rumenie din punctul meu de vedere, dar uite cât de bine se vede umplutura încă de la exterior, așa că hai să-l gustăm. Foietajul ăsta are cel mai crocant aluat de până acum. De vanilie, nu foarte dulce. Umplutura este în cantitatea potrivită. În sfârșit am găsit un foietaj cu multă umplutură. Oh, chiar o să-l tai ca să vezi mai bine. Are o umplutură cu multe bucățele de mere și se simte foarte bine aroma de scorțișoară. Uite, dacă te uiți atent, se vede scorțișoara chiar din exterior. E unul dintre cele mai reușite produse de astăzi, așa că o să-i dau nota 9,7. Am ajuns la starurile noastre de astăzi, pizza și brioșa cu super multă ciocolată. Hai să începem cu ceva dulce și o luăm pe doamna brioșică. Arată foarte bine, mi-a atras atenția încă din magazin cum iese crema de ciocolată pe afară, așa că sper să nu mă dezamăgească. Trebuie să schimb melodia. Vrei să-mi zic eu melodie? Da. Sincer, să fiu, mă așteptam să aibă cremă de ciocolată cam așa, dar are doar în centru. Însă nu e un capăt de țară, se vede crema de ciocolată și arată foarte bine. Oh, e foarte interesantă. Brioșa asta mă duce cu gândul la o amandină. Aluatul are o aromă foarte intensă de ciocolată și în același timp este super pufos, ușor umed, nu este un aluat înecăcios. În ceea ce privește crema, pentru 5,39 lei, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai multă totuși. Per total, este o brioșă extra ciocolatoasă, care chiar mă duce cu gândul la amandină, așa că o să-i dau nota 9. Crezi că pizza va lua 10? Arată destul de bine, așa că hai să aflăm. Se numește Pizza Roma și a costat 4,49 lei. Wow, a costat pizza exact cât merdeneaua. Ar trebui să-mi pun întrebări despre asta? Ok, Pizza Roma, deci. La prima vedere, brânza este un pic prea gătită, ceea ce înseamnă că a stat prea mult în cuptor. Ca și toppinguri avem măsline, ardei gras, brânză și nu știu, mai vedem noi pe parcurs. Hai să gustăm. Urează noroc. Doamne ajută! Wow. Asta a fost o experiență foarte interesantă. Aș putea spune că e chiar stană de piatră. În ceea ce privește toppingurile, se simt, dar sunt destul de puține și cam fără gust. Îmi place sosul de roșii, are o aromă ușor dulceagă și se simte oregano în el, dar degeaba sosul de roșii e bun dacă aluatul e efectiv de piatră. Așa că, per total, e o pizza ușor dezamăgitoare. O să-i dau nota 4. Asta a fost videoul de astăzi. Un like și un subscribe cu clopoțel sunt fitruțele apreciate. Îți las aici două videouri care cred că ți-ar plăcea, iar noi ne vedem data viitoare.